Președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu, la interviurile PS News, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Tăriceanu. Da, mulțumesc. În urmă cu foarte puțin timp ați anunțat că veți lansa o invitație către CSM printr-o scrisoare pe care urmează să o trimiteți. Care este scopul acestei invitații? Constat și cred că nu sunt singurul că există o slăbire a instituțiilor în stat, iar un stat democratic nu se poate baza decât pe instituții puternice și credibile. Constat de asemenea că acest principiu fundamental al separației puterilor în stat nu este întotdeauna la fel înțeles de toate instituțiile. Nu cred că independența instituțiilor este întotdeauna corect înțeleasă și respectată. Și cred că aceste probleme de principiu trebuie discutate interinstituțional. Acesta este scopul invitației pe care trebuie să o adresez CSM-ului. Observ de multă vreme un alt aspect, și anume din perioada, a regimului Băsescu, nu-mi place să folosesc foarte mult această expresie, dar hai să spunem sintetic că știm cu toții la ce ne referim. De foarte multe ori, Curtea Constituțională a fost transformată într-un arbitru politic în disputele politice și interinstituționale și acest lucru nu cred că este util. Nu cred că este util să perpetuăm acest stil care a fost caracteristic pentru perioada Băsescu. Eu îmi imaginez că instituțiile între ele trebuie să comunice, trebuie să conlucreze, păstrându-și fără îndoială independența, fără doar și poate. Cred că independența justiției este un lucru necesar și un bun câștigat, dar în același timp cred că trebuie să avem în vedere și independența legislativului în raport cu justiția. Cu alte cuvinte, este condamnabilă sau a fost condamnabilă perioada în care justiția funcționa sub influența politicului, dar nu vreau acum, după ce acest lucru, să spunem, s-a remediat într-o bună măsură, cu toate că subzistă anumite semne de întrebare, nu vreau ca acum să asistăm la o interferență a justiției în legislativ, în cadrul legislativului. Toate aceste chestiuni cred că merită discutate deschis, responsabil, și acesta este scopul întâlnirii pe care cel puțin eu mi-l propun. Sigur că e un dialog în care ambele părți pot să-și pună punctul de vedere. Nu știu exact care va fi abordarea CSM-ului, nu e niciun fel de problemă, de aceea facem întâlnire. Sunt analiști care vorbesc despre o posibilă, eventuală, care anticipează o posibilă punere sub urmărire penală a dumneavoastră în cazul Șova. Această invitație adresată către CSM nu va fi inclusă în contextul acestei mari dezbateri legate de cazul Șova? Eu cred că am face o mare greșeală dacă discuțiile le-am purta pe cazuri particulare. Cel puțin din punctul meu de vedere și cred că și din punctul de vedere al colegilor de la Senat, această discuție nu este destinată rezolvării unor cazuri punctuale sau abordării unor cazuri punctuale. Noi trebuie să gândim puțin cum funcționăm la modul general. Aici nu țin cont că este vorba de un anumit personaj sau un alt personaj, fie el membru al Parlamentului sau nu. În fond, astăzi nu ne confruntăm numai cu o problemă a corupției legată, dacă vreți, pentru că referitor la cazul pe care l-ați menționat, el a fost circumscris acestei lupte împotriva corupției, dar lupta împotriva corupției nu vizează numai politicienii și eu nu vreau să discutăm numai politicienii, nu mă interesează o anumită categorie aparte. Eu cred că vorbim de fiecare cetățean și de drepturile și libertățile individuale ale tuturor românilor. În acest controversat caz Șova, ne puteți explica până la urmă de unde au pornit toate neînțelegerile? De ce a durat atât de mult până să semnați? Pentru că întrebarea nu vă spun, nu-mi place foarte mult pentru că ajung să discut cazuri particulare, dar nu pot să refuz o explicație pentru că sigur a fost un subiect în dezbaterea publică. Și aici răspunsul fără îndoială se leagă de una din acuzațiile care au fost formulate în spațiu public și anume de abuz în serviciu.
E bine, dacă aș fi făcut un abuz în serviciu, probabil că semnarea sau nesemnarea unui document ar fi fost o inițiativă și o decizie personală. Atâta vreme cât conduc Senatul, trebuie să înțeleagă fiecare din cei care sunt interesați de modul în care funcționează instituțiile democratice și mai ales legislativul, că președintele Senatului nu este șeful Senatului, nu este directorul Senatului, nu ia decizii în numele Senatului. Președintele Senatului este reprezentantul acestei instituții în raport cu celelalte instituții publice și cu opinia publică, bineînțeles. El nu face decât să formalizeze deciziile pe care majoritatea membrilor Senatului le iau. Și președintele nu are decât un singur vot. N-are o putere mai mare în acest sens. Prin urmare, în ceea ce privește decizia Curții Constituționale, cu toți a trebuit întâi să așteptăm motivarea Curții. Și am făcut foarte bine că am așteptat această motivare, pentru că motivarea era extrem de clară în ceea ce privește cerințele pe care le exprimă Curtea față de acțiunea Senatului. Iar Curtea a specificat foarte clar că Senatul are obligația să redacteze o hotărâre. Deci să redacteze, nu să ia o hotărâre. Prin urmare, în motivarea deciziei Curții spunea încă un lucru foarte clar, și anume că trebuie să formalizăm decizia care a fost luată prin votul din 25 martie în cazul senatorului Șova, ceea ce am și făcut, după ce, bineînțeles, am cerut punctul de vedere al întregului birou permanent și am solicitat, pentru a avea, hai să spunem, cea mai bună practică democratică, comisii juridice, da? Să redacteze această hotărâre, în fine o hotărâre pe care e prima dată că Parlamentul o ia, pentru că trebuie să subliniez, până acum Parlamentul nu a luat hotărâri, cum le numim noi, negativ. Parlamentul de obicei adoptă hotărâri, adoptă proiecte de legi care se transformă în legi, moțiuni și sigur că are o singură situație în care, hai să spunem, adoptă hotărâri negativ, și anume, atunci când adoptă prin lege respingerea unei ordonanțe de urgență. Dar de ce? Este singurul caz. Pentru că altfel, ordonanța de urgență, dacă ar fi pur și simplu nevotată, ea ar continua să-și producă efectele. Legea de respingere anulează efectele din acel moment ale ordonanței. Aceasta a fost practica. În fine, sigur că ne-am trezit, ca să spun așa, într-o situație cu totul și cu totul inedită, dar considerând că este atributul Curții să reglementeze astfel de situații de impas, Senatul a hotărât să dea curs și să aplice hotărârea Curții Constituționale și sigur că eu nu am făcut, așa cum spuneam, decât să formalizez acest lucru. Bineînțeles, din această descriere se poate înțelege foarte clar că nu are cum să existe niciun fel de abuz de funcție sau de putere al președintelui Senatului în astfel de cazuri. Domnule Tăricianu, dumneavoastră semnalați, citez, o diversiune care văd că nu se sesizează și spuneți, citez din nou, vor să-l ancheteze pe Tăricianu. De ce credeți că sunteți o țintă? N-aș face eu considerațiile acestea, am să las analiștii să le facă, însă ceea ce regret este că după 10 ani de regim Băsescu, care a fost caracterizat permanent în conflicte ample, costisitoare, dăunătoare și consumatoare de energie, această practică a lui Băsescu o văd astăzi perpetuată de o serie de băsești mai mici. Și cine, din păcate, acești băsiști sau băsești, nu știu cum să le spun, îi vedem la Partidul Mișcarea Populară, acest domn Tomac care a preluat această idee lansată de Băsescu. O văd, din păcate, prezentă această atitudine, acest stil de a face politică, inclusiv limbajul. Regret să o spun, la oameni tineri, precum Alina Gorghiu sau Predoiu. Dar Alina Gorghiu e o băsistă mai mică? Este o băsistă mai mică prin modul de manifestare, prin modul de acțiune politică și de limbaj. Fiți atenți puțin la limbajul pe care îl utilizează. Este același limbaj pe care l-am găsit la Băsescu timp de 10 ani. O să ne mirăm, poate nu o să ne mirăm. Există o explicație.
sunt oameni care au crescut, sunt foarte tineri și au crescut în această atmosferă poluată de Băsescu. Ăsta a fost probabil modelul la care s-au raportat. Nu știu modelul dacă l-au admirat neapărat, dar l-au preluat inconștient și îl perpetuează. Și acesta este... Traian Băsescu în discuție. Dar importanță că l-a criticat, dar ca manieră de a face politică nu văd nicio diferență. E același stil. Invective, jicniri, epitete. Uitați-vă puțin la discursul acesta al oamenilor politici tineri. Nu vreau să facem o discuție referitoare numai la o persoană. Ea nu este singură. Din păcate, v-am spus, sunt mulți alții la PNL care fie influențați de alăturarea cu vechiul PDL, transformat în nou PNL, fie pentru că s-au uitat foarte mult la Băsescu, au preluat acest stil care mie mi se pare că este... cea mai proastă modalitate de a face politica. Pentru că oamenii, cred că s-au săturat și au și arătat prin votul lor, începând din 2012, că resping acest model de politician care este Băsescu. E păcat că ei nu înțeleg. Și acest lucru se vede foarte clar dacă o să vă uitați la sondajele de opinie. Ce discrepanță uriașă este între cota Partidului Național Liberal și cota liderilor. Niciunul din liderii Partidului Național Liberal nu atinge nici măcar jumate din cota de popularitate a partidului. Probabil că această manieră de manifestare publică nu trece neobservată de cetățeni și iată rezultatele. Ne vom întoarce la scena politică. Mai am o întrebare tehnică, domnule președinte al Senatului. Șeful CCR a transmis că în cazul în care va fi declarată neconstituțională hotărârea Senatului în cazul Șova, se va relua votul și se va adopta o altă hotărâre. Ce părere aveți? E posibil? Nu cred. Nu, în primul rând că, sigur, spuneți că e o întrebare tehnică. De fapt, toate discuțiile pe care noi le facem aici sunt politice. Dar nu aceasta e problema. Problema este că am încercat și eu și am citit declarațiile pe care le-a făcut președintele Curții Constituționale. Cred că este o interpretare pe care nu vreau nici să o confirm, nici să o contrazic, nu este rolul meu. Cred că trebuie să așteptăm Curtea Constituțională să judece sesizarea de neconstituționalitate formulată de PNL și atunci vom vedea. Nu s-ar crea un precedent? Nu vreau să comentez. Nu vreau să comentez pentru că Curtea încă nu a judecat și de ce să mă antepronunț? Ca să fiu foarte... CCR a cerut luni un punct de vedere în cazul Șova, Senatului. Ce ar trebui să conțină acest punct de vedere? Punctul de vedere nu face decât să argumenteze, odată în plus, modul în care a procedat Senatul în cazul votului referitor la cazul senatorului Șova. Și, sigur, nu e vorba de interpretare, ci de modul în care întreg Senatul, și aici vreau să fac o importantă subliniere. Atenție! Întreg Senatul, când spun întreg Senatul, a votat, dar în prealabil solicitarea referitoare la cazul senatorului Șova, după ce a fost discutată în biroul permanent, a fost repartizată în Comisia Juridică, din care face parte și onorabilul PNL, în Comisia Juridică nu au avut niciun fel de obiecție și subliniez acest lucru pentru că este bine să se știe cu privire la aplicarea articolelor din regulament și din legea 96 în cazul votului. După aceea a mers în plen, a fost un vot în plen, nici în cursul dezbaterii, nici după vot, PNL-ul nu a ridicat niciun fel de obiecție cu privire la articolele aplicabile în cazul și articolele referitoare la majoritatea aplicabilă în cazul votului senatorului Șov. De-abia ulterior am înregistrat o poziție critică a PNL-ului, care era o schimbare, dacă vreți, de 180 de grade față de atitudinea dinainte. În fine, e dreptul și libertatea lor, n-am nimic de spus, dar în momentul în care aceste lucruri au fost discutate, cum este și normal, procedural, comisie juridică, plen, ar fi fost de datoria lor să ridice aceste chestiuni. Nu au fost ridicate, prin urmare, votul este considerat valabil și acesta va fi punctul de vedere pe care îl vom trimite din partea Senatului către Curtea Constituțională. El va fi trimis săptămâna viitoare, luni. Poate fi cazul Șova văzut ca un pretext pentru a se ajunge la Victor Ponta? E posibil. Domnule Tăriceanu, în orice caz,
Pretext sau nepretext pentru a se ajunge la Victor Ponta, cred că discuția trebuie purtată un pic dintr-o altă perspectivă. Și anume perspectiva care cred că este de interes public. Este necesar ca orice persoană acuzată, nu vorbesc de persoană publică, om politic, vorbesc de orice persoană. Este necesar ca orice persoană care este acuzată, împotriva căreia s-a declanșat o urmărire penală, să fie arestată sau poate ca această persoană să fie anchetată în libertate și dacă există probe suficiente, să fie trimisă în fața instanței. De ce spun acest lucru? Pentru că până în momentul de față se observă din ce în ce mai des că această practică a arestării preventive devine practica curentă când ea ar trebui să devină, să fie excepția. Și întrebarea firească care decurge de aici este nu cumva se urmărește prin arestarea preventivă să se exercite o presiune psihologică asupra celui care este învinuit și arestat pentru a obține mărturii pe care altfel procurorii nu l-ar avea? Ce e condamnabil aici, e normal, nu, acest lucru mă duce cu gândul la perioada tristă a dictaturii comuniste, anii 50-60, în care oamenii erau întâi arestați, după aceea erau anchetați și sigur că se obțineau toate mărturiile posibile și judecata nu mai era decât o simplă formalitate. Adică justiția nu e atât de puternică pe cât vrea să pară, pentru că se bazează mai puțin pe dovezi și mai mult pe denunțuri smulse în arest. Acest lucru, dar nu numai denunțuri, pentru că sigur și practica denunțurilor mie mi se pare una care este, aș spune, regretabilă în sensul în care este ea practicată. Fac o paranteză, nu am niciun fel de obiecție împotriva ideii că lupta împotriva corupției trebuie continuată. Lupta împotriva corupției este necesară. Acest demers al DNA-ului eu îl salut și faptul că au început să se pună în mișcare după o lungă perioadă în care dosarele au stat în nelucrare, au zăcut ani și ani de zile. Dar acest lucru nu trebuie să se petreacă simultan cu abuzuri sau excese. Vreau să fiu bineînțeles, militez pentru ceea ce înseamnă drepturile și libertățile individului, oricare ar fi el. Nu e vorba aici de niciun om politic, este vorba de cetățeanul obișnuit, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în anumite zone socioprofesionale se poate întâmpla mâine cu oricine. Pot să cadă victime ziariști, pot să cadă victime juriști, pot să cadă victime procurori, pot să cadă victime, nu știu, profesii liberale și așa mai departe. Nu cred că putem să acceptăm că revenim la concepția unui stat polițienesc, la modul de dictatură care a existat în perioada comunistă. În final am spus un lucru și pe marginea acestei dezbateri, pe care nu vreau să înțelegeți că aș vrea să-i pun punct, am spus o chestiune care poate pe unii a frapat. Și am spus așa, este un dicton, puterea corupe, iar puterea absolută corupe absolut. Când vorbim de corupție, nu trebuie să înțelegem numai corupția financiară sau, eu știu, alte foloase materiale. Corupția se înregistrează inclusiv la nivelul cu puterii, în ceea ce înseamnă exercițiul puterii, care duce la abuzul de putere și la excesul de putere. Este o beție a puterii pe care trebuie să o constatăm, că o observăm și pe care îi cuprinde nu odată pe oameni. De aceea, sistemele democratice autentice evită concentrarea puterii în mâna unei singure persoane și exercitarea puterii timp prea îndelungat. V-ați pus întrebarea de ce în toate țările democratice mandatele, de exemplu, ale președinților sunt limitate? În Statele Unite, numai două. De ce se limitează mandatele președintelui? Din acest motiv, pentru că invariabil puterea începe să-i corupă. Da? Să se creadă niște semizei. Și acesta este pericolul care ne paște, nu numai dacă paște societatea americană, nu cred că societatea românească este ferită, ar fi bine să fie ferită, dar nu avem aceste mecanisme. Trebuie să ne gândim foarte serios la aceste aspecte și, sigur, în contextul în care ne preocupă și stabilitatea instituțiilor și funcționarea lor democratică și respectarea drepturilor și libertăților individuale. Într-o postare recentă,
Apreciați Antanta, să o numesc, înțelegerea, deschiderea unor colegi pe marginea codului fiscal, a unor colegi din, și din alte tabere politice, nu neapărat din cea pe care o reprezentați dumneavoastră. Ce să înțelegem? Că sunt colegi din vechiul PNL care vi s-au alăturat în demersul acesta? Nu, n-aș spune că mi s-au alăturat. Nu cred că trebuie să o ducem în planul personal. Cred că codul fiscal este un proiect care e salutat de tot mediul de afaceri. Eu am discutat cu foarte mulți întreprinzători, oameni de afaceri, în relațiile, hai să spunem, directe pe care le am, și surpriza cea mai plăcută a venit în momentul în care am participat la o întâlnire cu Coaliția pentru Dezvoltare, unde sunt reprezentate diferite zone de mediu de afaceri, oameni cu o carte de vizită, aș spune, remarcabilă. Și români și străini, reprezentanți ai unor multinaționale din România. Aprecierile lor au fost foarte pozitive și lucrul acesta m-a reconfortat. Pot să vă spun un lucru cu bucurie și cu tristețe, că actualul cod fiscal este mai curajos decât reforma fiscală pe care am promovat-o în anul 2004 la sfârșit prin introducerea cotei unice de impozitare. Este un pas mai, aș spune, poate la fel de mare, dar mai amplu, mai larg, cuprinde mai multe zone, pentru că se referă la contribuțiile de asigurări sociale, deci la costul forței de muncă, se referă la modul de impozitare favorabil al dividendelor, se referă la reducerea TVA-ului. Codul fiscal, de data aceasta, atinge foarte multe paliere și încercam să îmi imaginez și vreau să fac o paralelă. În momentul în care eu am introdus cota unică de impozitare, România era în urma unei crize majore economice în a doua parte a anilor 90. Revenirea în anul 2000, odată cu preluarea mandatului de prim-ministru de către Muguri Sărescu, care a luat câteva măsuri fiscale care au dat un impuls economiei, au urmat 4 ani de creștere economică bună și de bună performanță, iar după aceea măsurile pe care le-am introdus prin cota unică au dat un imbold foarte puternic economiei românești, care a devenit o performeră în ansamblul Uniunii Europene. Cred că suntem într-o situație destul de asemănătoare. Eu nădăjduiesc că acest nou cod fiscal va reprezenta la fel un stimul extraordinar de puternic pentru revenirea economiei. De ce? Pentru că antrenează dezvoltarea și reluarea consumului, stimulează angajarea și crearea de locuri de muncă, stimulează consumul și aduce avantaje atât producătorilor, dar și consumatorilor. Deci atinge foarte multe planuri în economie. E bine, prin urmare, codul fiscal care a fost calificat și de mine, dar și de alții ca fiind unul ultraliberal, nu mă surprinde că este în final susținut și de unii dintre liberali, care îi recunosc totuși meritele, mai ales având în vedere că unele din aceste lucruri au fost susținute și de ei. Numai că în ultima perioadă PNL-ul e tentat să facă genul de politică schimbătoare și populistă, și am să vă explic. După ce au adoptat poziția critică a Fondului Monetar Internațional, care a spus codul fiscal înseamnă o prea mare relaxare fiscală, care va crea probleme de venituri la buget, ieri în Parlament au venit cu o poziție care este complet antagonică, spunând codul fiscal face prea puțin, trebuie mai mult, trebuie acordate facilități fiscale și mai mari, uitând abordarea precedentă. Deci concluziile le putem trage. Ce e important, mai cred că în primul rând efectele pe care le va avea codul fiscal, faptul că unele din măsuri se aplică inclusiv începând de anul acesta și celelalte cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2016. PLR, al cărui președinte sunteți, e pe care să fuzioneze cu Partidul Conservator, condus de Daniel Constantin. În interiorul Partidului Conservator sunt voci care se opun acestei fuziuni. Cum veți gestiona situația asta? Poate e un pic prea departe să spunem că suntem pe cale de a fuziona. Am început aceste discuții.
referitoare la un proiect politic. Cred că e mai important să înțelegem la ce ne-am gândit. Ideea care ne preocupă este anume crearea unei a treia forțe politice pe scena politică românească. Eu cred că alegătorii au nevoie, în primul rând, de o alternativă la PSD și la PNL, o a treia forță politică care să întruchipeze valorile și principiile liberale. În contextul în care PNL-ul din ce în ce mai mult ne demonstrează și are și un discurs în care nu ezită să își manifeste opțiunea pentru Partidul Popular European și se îndepărtează din ce în ce mai mult de valorile liberale, cred că pentru electoratul care a asimilat aceste valori și principii în ultimii 25 de ani, este extrem de necesar să existe o forță cu valențe liberale evidente, o a treia forță politică, și acesta este proiectul pe care ni l-am propus. Sigur că în cadrul Partidului Conservator, eu cred că în orice formațiune democratică pot să existe și alte puncte de vedere. Important este, după cum știm, să funcționăm democratic și să se ia deciziile în modul cel mai democratic posibil. Și n-am nicio îndoială că în Partidul Conservator se va întâmpla același lucru, cum se va întâmpla de altfel și la noi. Dacă este un proiect acceptat de ambele părți, atunci asigur că el poate să se materializeze. Altfel, dacă ar exista numai voința uneia din părți, nu am putea să-l ducem la bun sfârșit. Suntem încă însă în faza unor discuții preliminare, nu am finalizat niciun document. Ne gândim, am făcut o echipă de lucru pentru redactarea programului politic. Avem o altă echipă de lucru care va face lucrurile mai degrabă tehnice legate de un posibil proiect de fuziune. Dar până în momentul de față, ceea ce cred că este important este conținutul politic de care v-am vorbit înainte. Au fost plecări din rândurile PLR-ului în ultimul timp. Care sunt motivele? Sunt oameni care, în fine, poate, eu știu, nu vreau să vorbesc urât despre ei, au avut anumite așteptări pe care eu nu sunt întotdeauna în măsură să le satisfac, legate de poziții, de posturi și așa mai departe. Nu ăsta e sensul politicii pe care îl văd eu. Sunt alți oameni care vin înspre noi. Zilele trecute la Mehedinți am primit un grup masiv de 5 consilieri municipali care au aderat la noi împreună cu o serie de primari care au aderat la noi la partid, așa încât e o perioadă, după cum vedeți, destul de fluidă. În toate partidele se înregistrează diferite mișcări. Poate e o logică, pentru că la anul avem două serii de alegeri. Din rândurile vechiului PNL sunt parlamentari care vor să vi se alăture, care vor să vină în PLR? În PNL există o situație, din păcate, pe care aș spune cel puțin că este regretabilă. De ce? Pentru că în continuare sunt foști colegi de-ai mei cu care am ocazia să discut periodic și care mărturisesc o profundă nemulțumire. O nemulțumire și un anumit regret. În același timp, constată și ei că în momentele importante ale luării unor decizii nu există niciun fel de discuție democratică și că toată lumea funcționează de parcă ar avea creierile spălate. Vine unul din liderii partidului cu o propunere, toți se aliniază și după aceea se înregistrează mârâiala și bombăneala de rigoare, pentru că nu sunt toți de acord, dar nu au curajul să se exprime. E o situație care însă nu durează de ieri de astăzi, e o situație care s-a instalat de o bună bucată de vreme în PNL. Nu știu cum o să se rezolve, există o anumită explicație, e o criză de leadership în PNL. În PNL, în momentul de față, cred că figurile politice mai importante sunt cele ale PDL-ului, dar care sigur că sunt stigmatizate de deciziile catastrofale politice pe care le-au luat în perioada guvernării 2009-2012 și care nu pot să iasă în față. Iar la PNL nu mai există niciun lider politic care să aibă autoritate, care să aibă credibilitate. Și situația este cea pe care v-am descris-o. Uneori, foștii colegi din PNL au impresia că primesc semnale din partea actualului președinte, dar acest lucru probabil că se produce pe căi mai subtile, mai puțin evidente. Dacă se întâmplă, n-am cum să verific și nici nu mă interesează. Ceea ce
cred ca om politic și, în fine, observator al vieții politice, nu este decât obligația mea să regret că un partid altădată curajos, cu multe personalități reprezentative care aveau curajul susținerii punctului propriu de vedere, a ajuns un partid tern și care, așa cum spuneam și la începutul interviului, pare să copieze din ce în ce mai mult stilul de acțiune bazat pe scandaluri permanente, pe conflicte și limbajul fostului președinte al României, mă refer la Băsescu. Există un curent de opinie potrivit căruia PNL-ul nu este suficient de prezent în opoziție, lăsându-l în offside chiar pe președintele Klaus Iohannis. Nu, n-aș spune că nu e suficient de prezent. Problema este alta. Lipsa unui leadership credibil reprezintă un handicap și foarte mulți au observat că acest demers, care în fine are logica lui democratică, partidul de opoziție dorește să, prin orice mijloc, să răstoarne majoritatea și guvernul și să acceadă la guvern, are o problemă uriașă de a se prezenta cu o echipă credibilă care să poată să preia puterea. În momentul în care un partid este un astfel de vid și tu vii cu un astfel de demers, cetățenii totuși își pun întrebarea legitimă: care este guvernul cu care aveți intenția pe care să-l formați? Acest guvern totuși trebuie să includă niște persoane care să aibă o minimă carte de vizită, să și-o fi creat, fie profesional, fie politic. Ieri asistam la o situație regretabilă în Senat, la dezbaterile pe marginea codului fiscal. PNL-ul nu a avut o persoană care să vorbească în numele grupului cu autoritate, care să aibă cunoștințele necesare și autoritatea necesară pentru a combate de pe banca opoziției codul fiscal. Deci ăsta este nivelul la care s-a ajuns în PNL, nu, în pofida fuziunii cu PDL-ul, că așa cum spuneam, unii din liderii PDL-ului sunt practic anihilați din cauza prestației precedente, dar nu există o garnitură nouă care să fie capabilă să preia ștafeta. Acest lucru se face, dar se face în timp, nu se face de azi pe mâine. Moțiunea de cenzură pe care PNL o tot evocă în perspectiva dorinței lor politice de a răsturna guvernul Ponta va avea o temă de nerefuzat, spunea, cred, domnul Blaga. Două chestiuni. Ce șansă ar putea avea această moțiune? O dată, a doua oară, aveți cunoștință de discuții între parlamentarii PLR și cei PNL pentru susținerea acestei moțiuni? PNL-ul s-a făcut odată de râs, nu de multă vreme, când a anunțat cu o inconștiență care este dovada lipsei de minime de experiență politică necesară că urmează să răstoarne majoritatea, că doresc să înlocuiască președintele Senatului și așa mai departe. Totul a fost un eșec, mă spune, evident. Dar acest eșec evident ar fi trebuit să-i ducă la niște concluzii. Se pare că o parte din concluzii le-au tras. Își dau seama că n-au nicio șansă să răstoarne actuala majoritate. Acum, în ceea ce privește tema moțiunii, sigur, e dreptul lor să o alcătuiască și să încerce și să caute și sprijin. Ieri, la votul pe codul fiscal, a fost un scor, aș spune, categoric din partea majorității, care demonstrează cât de puține șanse au să-și materializeze intențiile în viitor în ceea ce privește votul. Depunerea unei moțiuni este cu totul și cu totul altceva, dar succesul ei rămâne să fie văzut la momentul respectiv. În momentul acesta pare discutabil. În perspectivă, domnule Tărician, dar până la perspectivă, aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre activitatea președintelui Iohannis de până acum. Cum ați catalogat-o? N-aș cataloga-o, pentru că nu e rolul meu ca președinte al Senatului să fac aprecieri la adresa președintelui. Pot să fac o serie de remarci care pentru mine sunt îmbucurătoare. În primul rând, slavă Domnului, asistăm la un cu totul alt stil de președinte. Iohannis este, dacă vreți, când spun mai degrabă, s-ar înțelege că nu e suficient. Nu. Comportamentul lui este cel pe care trebuie să-l vedem la un președinte. O anumită
prestanță, o anumită demnitate, o anumită reținere în a se transforma într-un critic și comentator al vieții politice. Cred că rolul președintelui, așa cum îl vede Klaus Iohannis, este cel descris de Constituție. În fine, am avut două întâlniri până în momentul de față cu președintele. Discuția a fost absolut normală, civilizată. Fiecare, sigur că avem un punct de vedere pe care îl susținem și îl promovăm, să zic așa. Nu trebuie să avem o identitate de puncte de vedere, dar important este că președintele înțelege necesitatea unei colaborări instituționale cu Parlamentul, cu executivul, cu puterea judecătorească. Cred că s-a produs o schimbare, într-adevăr, care era necesară. Mie mi se pare salutară această schimbare de stil. Va rămâne președintele în continuare să arate concret planurile, direcțiile pe care le urmărește în mandatul său prezidenție. În situația în care această fuziune, posibilă fuziune cu Partidul Conservator nu se va realiza, luați vreo secundă în calcul să candidați pe listele PSD-ului după modelul UNPR? Nu, această discuție am avut-o, vă pot spune, în cadrul Partidului Liberal Reformator. Avem o identitate proprie și ne adresăm unui electorat care nu întotdeauna este, aș spune, compatibil cu electoratul PSD-ului. Cu toate că PSD-ul constat, cel puțin în ultima perioadă, că s-a modernizat, iar disponibilitatea de a veni cu un asemenea proiect de cod fiscal este demonstrația elocventă a modului în care s-a produs schimbarea de abordare și ideologică la nivelul PSD-ului. Un astfel de cod fiscal sigur că poartă o amprentă liberală datorită prezenței noastre în guvern, dar nu era suficient să fim membri în coaliție și în guvern pentru a vedea un astfel de, hai să spunem, produs politico-economic. Deci PSD-ul nu mai e cel pe care, hai să spunem, unii încearcă să-l picteze, dar cu toate acestea avem valorile noastre pe care le promovăm și cred că este necesar pentru electoratul liberal să existe un partid care este cu totul și cu totul independent, bine așezat pe picioarele lui și capabil, fără să facă compromisuri, să le reprezinte valorile și interesele. O mișcare de tip USL s-ar pregăti pentru alegerile locale la nivelul primăriei capitalei în anul 2016. PSD, PC, UNPR, PLR ar sprijini un singur candidat, pe domnul Piedone sau poate pe Sorin Oprescu. Există muguri, embrioane acestei mișcări? Ne puteți confirma? N-am făcut niciun fel de discuție, cel puțin noi, cei din PLR, poate ce, nu știu, alte partide la care ați făcut referire să fi făcut o astfel de discuție, dar cred că încă orizontul e îndepărtat pentru ca o astfel de discuție să prindă contur. Domnule Tăriceanu, vorbeați despre situația din justiție puțin mai devreme. Există în continuare o discrepanță între felul în care DNA este perceput în plan internațional și, în fine, percepția internă a românilor sau a anumitor oameni politici români. Se vorbește despre abuzuri, despre încălcarea drepturilor fundamentale. Dumneavoastră v-ați declarat un susținător al justiției. Chiar credeți că oamenii politici sunt niște victime ale justiției, unii dintre ei, în momentul acesta? Nu mă gândesc la oamenii politici cu precădere. Mă gândesc la oamenii în general, pentru că toți avem și drepturi și libertăți egale. Așadar, pentru că vorbeați de percepție, cred că percepția publică în țară, în ceea ce privește DNA-ul, este una bună și e în regulă. La un sondaj pe care l-am făcut recent, la întrebarea considerați că este acceptabil ca această luptă împotriva corupției să fie însoțită pe alocuri de abuzuri și excese, 51% din cetățeni au spus că da. Atenție,
dar înseamnă că 49% sau 48%, nu rețin poate exact cifra, nu sunt de acord cu acest lucru. Deci e o problemă și o preocupare care nu este numai la nivelul, eu știu, unor lideri politici sau unor oameni care au cultura democratică necesară pentru a seziza aceste probleme. Le sezizează și simplii cetățeni și mulți dintre ei au această conștiință civică care îi face să fie sensibil la acest aspect. Altfel, cred că demersul DNA-ului trebuie să continue fără doar și poate, dar în limitele perfecte ale legalității și ale spiritului democratic. Cred că aici e o problemă, dacă vreți, de cultură și de spirit democratic. Trebuie să se înțeleagă că orice demers nu se poate situa la limita legii, așa cum predica fostul președinte, care spunea: am făcut demersuri la limita Constituției, pentru a nu spune că am depășit Constituția, dar, în fine, pentru nobila cauză trebuie acceptate aceste lucruri. Nobila cauză, în cazul nostru, este lupta împotriva corupției. Corupția nu cuprinde numai oameni politici. Corupția, după cum vedem, este foarte extinsă și reprezintă, într-adevăr, o plagă la nivelul societății. Așadar, sunt două demersuri pe care trebuie să le observăm în paralel. Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și, sigur, continuarea campaniei și luptei pe care o duce parchetul în general, dar care trebuie să se încadreze perfect în limitele de legalitate și nu trebuie să se transforme, în cel puțin într-o țară democratică, într-un regim care este un regim al fricii, al terorii. Un regim mai degrabă, hai să spunem, caracteristic unor țări nedemocratice. O propunere a senatorului Șerban Nicolae de modificarea codului de procedură penală, politicienii cercetați pentru corupție să nu mai poată fi încătușați, arestați sau aduși cu mandat, ci maximum anchetați sub arest la domiciliu, a făcut valuri. Dumneavoastră, cum luați această propunere? Propunerea derivă din excesele care s-au manifestat și de care vorbeam, și anume de practica aceasta care a devenit curentă a arestării. Sigur că și arestarea preventivă este în actuala lege prevăzută și posibilă, dar ar trebui să fie, așa cum spuneam, aplicată în cazuri excepționale, în care eventual există riscul distrugerii unor probe materiale sau unor persoane care reprezintă un pericol social. Sigur că aceste lucruri trebuie avute în vedere, adică nu putem, nu aș vrea să înțelegeți decât că în România senzația mea este că de multe ori nu suntem în stare să punem pendulul în stare de echilibru. Când avem legi care sunt extrem de laxe și care au permis extinderea corupției, când ne ducem în partea cealaltă, nu combatem numai corupția, combatem corupția, dar ajungem și în zona în care drepturile și libertățile cetățenilor sunt afectate. Trebuie să găsim justul echilibru. Acest lucru însemnând dând posibilitatea luptei împotriva corupției să se desfășoare, dar fără lucrurile pe care le vedem și pe care, sigur, nu numai eu, dar foarte mulți oameni cu cultura politică necesară le observă și, în final, iată, și cetățenii înțeleg care sunt riscurile și derapajele unor asemenea comportamente. Mulțumesc foarte mult, domnule Tăricianu. Și eu mulțumesc.